Săptămână plină de videoclipuri, exact cum am promis. Hai să trecem peste orice introducere și să dăm drumul la Naruto Shippuden, episodul 4. În partea cealaltă, frățiorul trădător, ce credeți, a apărut și el la fratele nostru Naruțelu și Kakashi cu un mesaj de genul: Kakashi, Naruto, nu ne-am mai văzut de mult. Baba e șocată. Sakura noastră zice că Sharinganul este la fel ca al lui Sasuke. Băi, nu este Sakura, nu este la fel ca al lui Sasuke. Itachi are un nivel mult mai avansat la ora actuală decât Sasuke-lu când a plecat el din sat. Dar poți să spui că sunt ochi Sharingan și poți să spui că sunt asemănători. Naruțelu fiind Akatsuki, ce a zis? Bă, sunt sătul de tine până în gât, tu ai venit după Gaara ca după mine, nu-i așa? E, uite că de data asta Itachi nu asta a făcut. Itachi a venit data să se-i țină pe ei pe loc. Și cu o declarație de război, Naruțelu spune că îi va distruge pe toți din Akatsuki. Itachi nu pare impresionat și continuă să rămână arogant în fața lui Naruțelu. În partea cealaltă, nu pot spune la fel despre Kisame, care pregătește un Sharkwave, cum îi spune el, nu Shockwave, un Sharkwave, și pregătește să-i lovească pe Gai și băieții din companie. Gai le zice, bă, fiți pregătiți că urmează ceva puternic. Pregătiți de luptă, frații noștri, Kakashi le explică lui Naruto, bătrânicii noastre și Sakurei, băi, ca să te lupți cu un Sharingan, trebuie pur și simplu să-i privești doar picioarele și corpul, să nu te uiți în ochii lui, să nu faci nimic, trebuie să anticipezi ce se întâmplă. Baba noastră, cea mai șmecheră din cartier, care nu vrea să iasă la pensie nici în ziua de azi, are o idee. Deci Sharinganul poate fi învins în mai multe metode. În afară de ce a spus de Kakashi, baba spune că, domne, dacă ești 1 contra 1, clar, Sharinganul te face bucățele. Dar dacă ești 2 contra 1, Sharinganul nu poate să uite în două direcții, nu? E logic. Păi, tanticiu, eu aici te-aș contrazice, dar hai să vedem ce se întâmplă în continuare. În partea cealaltă, fluxul și refluxul îi atacă pe Gai și băieții și Tenten zice, băi, de unde a venit atât de multă apă? Până la urmă, Neji zice, bă, ai nevoie de multă chakra să poți face un astfel de jutsu. Ce se întâmplă? E, se întâmplă că, vă spun eu, Kisame are o cantitate imensă de chakra, pur și simplu așa este el. Îi se spune bestia cu coadă fără coadă. Kakashi, fratele nostru Sharingan Warrior, zice, bă, planul ăsta e foarte bun, dar ideea este că, din păcate, nu putem să luptăm cu Itachi în stilul ăsta pentru că el folosește Mangekyou Sharingan, nu un Sharingan normal. Deci, babă, stai jos 4. Mă sărind într-o idee în alta pentru că așa se întâmplă. Kisame într-o parte, Itachi într-o parte. Aia este. Tot în această discuție, înainte ca fratele nostru Kakashi și Itachi să se ia probabil la bătaie, Kakashi spune că știu abilitatele de la Mangekyou, te obosește foarte tare, pierzi foarte multă chakra și nu poți lupta până la capăt. Itachi își amintește povestea cu Kisame și el când s-au dus în copilărie în sat să-l prinde pe Naruto și atunci a auzit Kakashi asta. Și Kakashi zice și bomba, utilizarea de Mangekyou Sharingan te orbește și îl întreabă pe Itachi, chiar aș fi curios să-mi spui cât de mult damage ți s-au făcut deja vederii tale. Bun, Kakashi, bun! Partea elaltă, Gai și băieții, băi, se bat cu Kisame, dar băi, Kisame e pe alt nivel. E alt nivel. Se bate acolo ce se bat, Lee, împreună cu Neji, fac o echipă destul de șmecheră, dar nu suficient de puternică, ăsta e adevărul. Povestea cu amintitul continuă și continuă. Kisame e frustrat că Gai nu își amintește de el. Da, Gai nu își amintește de el și nici eu nu înțeleg de ce în acest moment. Poate că îmi scapă acest lucru și poate pe viitor voi studia și voi verifica, dar la momentul actual, deși am văzut Naruto, deși am citit manga, deși acum fac video pe baza manga, nu mi-amintesc exact. Dacă voi vă amintiți de ce Gai nu își amintește cine e Kisame, dați-mi în comentarii aici, că chiar sunt curios. În sfârșit ne pregătim de o luptă. Kakashi îi pune în formație pe Naruto și Sakura, pregătindu-se de lupta 1v1 cu Itachi, cu backup Naruto și Sakura. Kakashi între timp își amintește din perioada cu Zabuza și Haku, că tot veni vorba că urmează duminică episod despre Haku.
își amintește despre perioada aceea când i-a lăsat pe Naruto și Sasuke în spate și s-a luptat cu Zabuza și a fost prins în acea închisoare, poveste pe care o găsiți pe canal undeva pe la episodul 4, 5 și 6 din Naruto. În continuare, băieții noștri sunt încordați și pregătiți de luptă. Ok, lansăm un contraatac. Eu mă bag primul, îi rup capul și când el lasă garda jos, intrați și voi. Ok? Ok, cam asta a fost discuția între Gai și echipa asta. Bineînțeles că Kisame este foarte arogant și zice că, bă, chiar mă crezi atât de prost încât să te las, să-mi las garda jos și tu să mă ataci, nu? That sword of his. Do you remember it? It's yours, right? Who's else? There's a big difference. Da, și din nou după această problemă cu memoria lui Gai, Gai îl atacă pe Kisame. It's time you came with me, Naruto. First. Itachi îi spune Naruto că e momentul să mergi cu mine, dar Kakashi sare din prima în atac pe Itachi. Itachi îi prinde în genjutsu pe bunica Chio și pe Sakura, Kakashi nici el nu o duce foarte bine. Băi, deci e atât de aiurea ce se întâmplă, adică sărim dintr-o idee în alta și ne jucăm puțin ciudat rău, mai ales în manga, e mai dubios decât în anime. Ok, în partea cealaltă, fratele nostru Gai îi se ține o predică de către Kisame în care spune că, bă, copiii ăștia nu sunt chiar atât de răi, respectiv Neji, Lee și Tenten, și le explică despre sabie, Shark Skin, pielea trechinului. Numele său, de fapt, era Samehada, parcă? Da, Samehada. Gai scoate din arsenalul său lunceacurile ninja pentru că e foarte interesantă ideea asta cu ninja, Lee, Gai, mă rog, discutăm poate la viața lui Lee despre asta. Naruto rămâne 1v1 cu Itachi, Kakashi e scos din joc, Sakura e scoasă din joc, până și Baba a fost scoasă din joc. Itachi îl are pe Naruto la degetul său mic. În timp ce Itachi explică lui Naruțelu că nu poate să-și folosească Monkey Gyu Sharingan-ul, Gai se bate în continuare cu Kisame. Băi, data viitoare o să încerc să le filmez separat, că e aiurea rău de tot. În continuare, Gai se bate cu Kisame, sabie vs. lunceac, lunceac vs. sabie, luptă de 10 stele. What in the hell? Imaginea asta spune tot. După ce a deschis cele popor, mă rog, a șasea poartă mai exact, pentru că a avut nevoie de ea pentru a-l bate pe Kisame, Neji Hyuga își face datoria de coleg. Again! Kisame învins de echipa Gai, însă ne întoarcem la fratele nostru Naruțelu, care se pare că strânge o cantitate imensă de chakra. Ce vrea să facă? He's matured, but still not strong enough. Itachi își bate joc de Naruto cum vrea el, folosește genjutsu pentru a-l aduce pe Sasuke, pentru a-i zice că ar trebui să-l termine când a avut ocazia. Îi arată imagini negative, inclusiv cu Sakura care îl pur și simplu acuză că nu i-l-a adus pe Sasuke înapoi, bineînțeles și cu Gaara pentru că nu l-a salvat. După aceste momente se trezește Naruto cu ajutorul lui Sakura, bunicii Chio și Kakashi. Totul a fost un genjutsu ordinar în care Itachi l-a ținut pentru a îl ține în loc. Adevărul e că Itachi e mult mai puternic decât ne așteptăm noi, dar Phoenix Flower Jutsu, Fireball Jutsu. Itachi atacă direct pentru că doar și-a bătut joc de Naruto într-o singură secundă. Itachi atacă cu Fire Style, Phoenix Flower și Fireball. Până la urmă, Kakashi cu un Raikiri / Chidori reușește să oprească acel impact. Apoi Naruțelul îl lovește cu un Rasengan în timp ce este distras de către Kakashi. Nicely done. Kakashi urlă să-l atace pe Itachi cu tot cu clona sa. Naruto imediat sare să atace exact cum i s-a spus, nu? După Rasenganul lui Naruto, corpul rămâne pe alu tipul la Yura și în partea cealaltă la fel rămâne un corp gol. Pur și simplu au fost niște substituții, dar nu varianta Shadow Clone, varianta pe un corp real. Deci nu a fost Kisame și nu a fost Itachi. Și exact cum v-am promis, ăsta este episod intermediar. Ne vedem vineri la un nou episod. Aici încheiem acest capitol pentru că urmează lupta cu Sasori, un capitol special pe care îl vom termina vineri. Duminică vine viața lui Haku, așa că dați acolo un subscribe, un like, că bă, mă ajută, ăsta e adevărul. Poate am fost un pic mai sad, mai, nu știu,
în acest videoclip nu am fost cel mai vesel, deoarece a fost foarte grea săptămâna trecută și acum 2 săptămâni, am avut 2 săptămâni foarte grele. Înregistratul sunt puțin în urmă, trebuie să mă grăbesc, așa că ne vedem data viitoare!